Ansamblul folcloric Doina Chiorului de la Clubul Copiilor Șomcuta Mare, structura Palatului Copiilor Baia Mare, coordonați de profesorul Ionel Coteț, au sărbătorit 1 decembrie alături de românii din zona localității Tortoli din Sardinia, Italia. Unii au avut rolul de a întreține atmosfera, iar alții de a asista la reprezentațiile micilor artiști de la noi și de a-și aminti de țară. Noi ne-am dus cu un program artistic variat, în sensul că am prezentat 3 dansuri folclorice din Chioar, Maramureșul istoric și Oaș, și impactul a fost deosebit, cel puțin asta a fost impresia noastră, văzând mulți spectatori la cărora le curgeau lacrimile, și ne-a impresionat și pe noi acest lucru. Am vrut să reprezentăm în primul rând județul Maramureș, de zona noastră a Chioarului și județul Maramureș, și să fie o varietate, și pe această cale doresc să mulțumesc Centrului Creației Populare. Ei ne ajută cu costumele populare în afară celor din Chioar. Deci Maramureș și Oaș, fără absolut nicio pretenție. Elevii au ajuns în Italia prin intermediul băimărencei Cristina Tanco, stabilită de ani buni în Italia și care se ocupă de muncitorii străini din Sardinia. Eu fiind responsabilă la cel mai mare sindicat din Italia, pe regiunea Sardinia, în fiecare an organizăm Ziua Națională a României. Anul acesta fiind centenarul, am vrut să fie un an mai special și vorbind și cu prietena mea care este consilieră locală, Iliana Mureșan, am reușit să aducem acest grup frumos de tineri. Românii au venit, eu înainte cu o lună publicasem, și au venit foarte mulți, am avut în jur de 140-160 de persoane. Ne-am oprit la acel număr pentru că nu mai intra lume în restaurant. Eu sunt dansatoare și de asemenea am avut câteva cântece patriotice la care am participat ca un grup. Și vreau să mulțumesc doamnei Cristina că ne-a invitat, a fost o ocazie minunată pentru noi. Este prima mea dată în afara granițelor și am văzut o parte din lume și mi se pare uimitoare. Impresionați au fost deopotrivă artiștii din Șomcuta și românii din Italia. Publicul, mai ales cel din România, cei care stau acolo, care nu și-au văzut de mult casa, nu au avut o legătură așa apropiată de țara lor pentru că lucrau acolo. S-au simțit foarte bine, deci am văzut mesajele primite de doamna Cristina, de la doamnele și domnii care erau acolo, deci era ceva minunat, erau înduioșător, până la lacrimi a ajuns. Nu este pentru prima dată când profesorul Ionel Coteț ajunge la spectacole în străinătate cu elevii pe care îi pregătește.